Bine v-am găsit! Astăzi ne vom ocupa de nervul vag. Ce lucruri neștiute face nervul vag pentru noi și cum putem stimula, cum putem crește tonusul vagal. Cum spun și în titlu, nervul vag nu are nimic vag în el. Din potrivă, este cel mai lung, mai mobil și mai traseistic nerv cranian, cu cea mai mare distribuție în corp. Nervul vag face parte din cei 12 nervi cranieni, după cum îi vedeți în această imagine. Pe locul 10 este nervul vag, alături de nervul optic, nervul olfactiv, nervul trigemen, nervul facial și alți nervi, dar aceștia sunt cei mai cunoscuți. În latină, vagus înseamnă rătăcire. Astfel, nervul vag are fibre care ating și la propriu rătăcesc prin aproape toate organele interne, călătorind prin corp pe această axă creier-abdomen. Drumul nervului vag și lista lungă de funcții încep de la baza craniului, din bulbul rachidian, pe ambele părți, pe stânga și pe dreapta. Nervul vag este ca un fel de stradă cu două sensuri, cu dus și întors, și oferă inervație parasimpatică organelor din gât, din torace, din inimă, inervează tractul digestiv, ficatul, pancreasul, splina și ajunge în colon. Practic, acest nerv vag străbate intersecțiile dintre sistemul nervos central și sistemul nervos autonom, sistemul respirator, sistemul digestiv, fiind un fel de controller de trafic în corp, ca controllerul din aeroport. Nervul vag face parte din sistemul nervos autonom, denumit și sistem vegetativ sau sistem visceral. Sistemul nervos autonom este sistemul de reglare automată a nervilor și de funcționare pe cont propriu. Este alcătuit din trei subsisteme: sistemul nervos parasimpatic, sistemul nervos simpatic și sistemul nervos enteric. Ceea ce vedeți în această imagine din dreapta, am detaliat în tabel să fie mult mai explicit și am pus în opoziție sistemul nervos parasimpatic cu cel simpatic. Cum vedeți, deci sistemul nervos parasimpatic este responsabil pentru funcțiile de odihnă, de digestie, de recuperare, cum ar fi scăderea ritmului cardiac, creșterea activității digestive și activitatea glandelor, în timp ce sistemul nervos simpatic este asociat cu modularea hormonilor și a neurotransmițătorilor și este responsabil de răspunsul de luptă sau fugă, deci în legătură cu situații mai stresante, mai periculoase. Iar sistemul nervos enteric este implicat în principal în digestia alimentelor, în eliminarea deșeurilor și în transmiterea semnalelor de foame către creier. Deci ce face nervul vag, cu ce se ocupă în corp, ce roluri și funcții îndeplinește? Deci nervul vag este, așa mai plastic spus, o poartă de acces între cele două sisteme nervoase. Este ca un tablou central de bioinformații care direcționează impulsurile pe aceste două căi de dus și întors. Nu ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni faptul că un nerv vag afectat poate crea o mulțime de probleme. De ce? Pentru că controlează procesele involuntare ale corpului, și anume controlează respirația, vorbirea, înghițirea, auzul, bătăile inimii, digestia, sănătatea abdominală, mișcările vezicii urinale.
urinare, pardon, fertilitatea, controlează mișcarea mușchilor din faringe, din palatul moale, din bolta palatină, un mușchi al limbii, pentru care are acest rol critic în controlul vorbirii și al înghițirii. Când ai un nerv vag afectat, acest lucru se vede pe o voce răgușită și pe mari dificultăți la înghițire. Mai mult de atât, nervul vag reglează și partea emoțională, reglează și empatia, gradul de empatie, propriile tale experiențe. Este considerat la intersecția dintre conștient și subconștient. Un nerv vag sănătos este vital pentru a experimenta empatia și a încuraja legăturile sociale. Dezvoltă capacitatea de observație, de percepție și de luare a deciziilor. Deci, privind la această axă cu două sensuri, creier-abdomen, interesant la nervul vag este faptul că doar 10% din informații merg pe sensul de la creier la colon, de sus în jos, și 90% din informații merg pe celălalt sens, de la colon, la creier, de jos în sus. Deci mult mai mult. Deci primim feedback foarte puternic în creier de la ce se întâmplă în intestine, ce se întâmplă în abdomen. Practic, nervul vag menține această legătură între primul creier și, cum este considerat, abdomenul, al doilea creier, conexiunea aceasta minte-corp. Pe sensul abdomen-creier, deci de jos în sus, nervul vag menține legătura cu microbiomul, cu bacteriile bune care produc o serie de neurotransmițători, produc acetilcolina, GABA, norepinefrina, serotonina și dopamina. 95% din serotonină este produsă în intestin și nu în creier, cum s-ar crede. Ceea ce face foarte probabil ca funcțiile sistemului nervos enteric, deci din abdomen, să fie mult mai importante, mult mai mari decât doar gestionarea nevoilor gastrointestinale. Acești transmițători ne pot ajuta să ne simțim mult mai calmi, să fim mai nestresați și, până la urmă, mai fericiți. Deci, dacă ai o problemă la nivelul microbiomului, s-ar putea să nu te simți așa de bine. Deci, stările de bine încep din burtă. De pildă, este posibil ca stări precum depresia sau anxietatea să apară și pentru că intestinul tău nu funcționează bine, nu e în apele lui. Bacteriile existente pot susține integritatea mucoasei intestinale, pot îmbunătăți rezistența la insulină, dar dacă nu ai suficiente bacterii, așa numite prietenoase, bune, să facă toate aceste lucruri, te vei confrunta cu stări depresive, stări de oboseală, de anxietate, dar de fapt totul pleacă de la niște microorganisme, totul pleacă de la aceste gângănii, care fie nu sunt suficiente, fie sunt într-o disbioză intestinală. Iar la această situație, dacă mai adăugăm și o posibilă inflamație și renumitul sindrom SIBO, poate ați auzit de această denumire, tradusă la noi prin suprapopulare bacteriană a intestinului subțire, adică o migrare a bacteriilor din intestinul gros în intestinul subțire, acolo unde nu ar trebui să fie.
Toate aceste lucruri se vor simți la cap, la creier și vor crea foarte mult stres. Nu mai spun că bacteriile migrate în intestinul subțire pot crea multe alte probleme, te privează de mulți nutrienți și, în primul rând, de complexul vitaminelor B. Deci toată această mică pledoarie, acest ocol, vreau să spun cu toate astea că există o legătură foarte puternică, foarte importantă între primul creier și al doilea creier, între starea ta de spirit, starea ta de bine și digestie, între depresie și intestine. Și toate acestea sunt pe axa mediată de nervul vag. Pe sensul celălalt, de la creier la abdomen, de sus în jos, dacă ești stresat, iarăși acest lucru poate afecta digestia. Iar conexiunea aceasta a creierului, cu intestinul controlează eliberarea de enzime, eliberarea de hormoni, controlează aciditatea stomacală, cât acid clorhidric se produce, controlează mușchii din jurul colonului și te poți confrunta, de pildă, cu dureri de stomac care pot afecta modul cum lucrează colonul. Poți avea, știu, stări de constipație, de diaree, pentru că nu există suficiente enzime. Deci, în funcție de cum stăm cu aceste conexiuni pe dublu sens, există o mare influență asupra tonusului nervului vag, așa numitul tonusul vagal. Foarte multe teste au arătat că cei cu activitate vagală afectată au fost diagnosticați fie cu depresie, cu tulburări de panică, cu stres post-traumatic, cu sindrom de colon iritabil, cu anxietate, cu fibromialgie, cu Alzheimer timpuriu. Deci nervul vag guvernează toate aceste relații, mai mult sau mai puțin vizibile, dar în mare parte cele mai multe extrem de subtile. Nervul vag are un rol deosebit și asupra tiroidei. Tiroida, cum vedeți în această imagine foarte explicită, este controlată de ramificații ale nervului vag. Iar hipotiroidismul afectează nervul vag la nivelul sistemului imunitar și al abdomenului. O stimulare a nervului vag va ajuta axa hipotalamus-hipofiză-tiroidă și suprarenale. Iar menținerea unui tonus vagal ridicat în Hashimoto, dar cred că este valabil în toate bolile autoimune, este vital, pentru că trebuie să ne gândim la seria de declanșatori, la posibilii declanșatori în bolile autoimune și legătura cu starea nervului vag. Adică ne gândim la stres, ne gândim la nivelul de cortizol din corp, la inflamația cronică și la permeabilitatea intestinală, leaky gut. Deci cum putem stimula, cum putem declanșa, cum putem tonifia nervul vag? Am aici o listă care poate e comică, să spun. Cuprinde și râsul, dar și plânsul pentru mulți dintre voi, dar vreau să vă aduc câteva informații de ce râsul, plânsul, suspinul, gargara, cântatul, intonatul, bâzâitul creierului și altele sunt parte din modalități naturale, involuntare, de stimularea nervului vag. În primul rând,
toată această mare parte în această înșiruire are de-a face cu corzile vocale și tot ce este atașat de corzile vocale poate stimula nervul vag. Respirația, în primul rând, profundă și lentă, diafragmatică, evident ajută la inducerea relaxării. E foarte important să fie profundă și lentă, pentru că cu cât este mai mare diferența dintre ritmul cardiac pe inspirație și cel pe expirație, cu atât tonusul vagal este mai ridicat și corpul se poate relaxa mai repede după un stres. Iar extinderea perioadei de durate de respirație, această respirație denumită conștientă, controlată, când ești stresat, este foarte important să treci de la respirația scurtă, rapidă, la respirația lentă și profundă și să respiri cel puțin 5 timpi pe inspirație și puțin mai lung 6-7 timpi pe expirație. Vorbind de respirație, evident că nu putem să nu vorbim de yoga. Am pus un articol, un link în descriere la un articol care detaliază mecanismele fiziologice și beneficiile create de yoga asupra sistemului nervos autonom și asupra GABA, acest neurotransmițător al calmului. Și care argumentează că yoga contribuie la stimularea fibrelor nervului vag și la capacitatea de a răspunde la stres. Însă aceste metode naturale involuntare, de care spuneam la început, râsul, suspinul, plânsul, dar și cântatul, intonatul, gargara, bâzitul creierului sunt considerate metode de stimulare, în primul rând pentru că vorbim de faptul că nervul vag este atașat de corzile vocale, dar și pentru că aceste metode cresc variabilitatea ritmului cardiac, care este un marker al tonusului vagal. Variabilitatea ritmului cardiac înseamnă intervalul de timp dintre bătăile inimii, înseamnă frecvența cardiacă. De pildă, următoarea metodă de expunere la frig, prin dușuri reci sau scufundarea feței în apă rece, de fapt se explică prin trecerea de la reacția din sistemul simpatic, deci sistemul de luptă sau fugi. Acest tip de reacție scade și sistemul parasimpatic de odihnă și de recuperare se accelerează în prezența frigului. Și acest proces este mediat de nervul vag. De asemenea, este important pentru tonifierea nervului vag să dormi pe partea dreaptă, adică să nu dormi pe partea cu inima. Și acest lucru va crește variabilitatea ritmului cardiac. Dormitul pe spate este cel mai prost pentru nervul vag. Evident, nu putea lipsi din această listă postul intermitent, care și acesta crește variabilitatea ritmului cardiac, dar ce mai este interesant la postul intermitent este faptul că atunci când postim, va crește activitatea sistemului parasimpatic, deci centrat pe funcțiile de odihnă și recuperare, și când mâncăm se întâmplă exact invers. Și semnale stimulatoare vin din sistemul digestiv și duc la creșterea activității sistemului simpatic și a răspunsului de stres. De fapt, mâncatul este un stres pentru corp. O altă metodă de creștere a tonusului vagal este a te preocupa de un microbiom echilibrat prin administrare de probiotice,
De pildă, sunt multe teste pe animale care au arătat că anumite probiotice, de exemplu cu această tulpină, Lactobacillus rhamnosus, influențează receptorii GABA și ajută în menținerea unui tonus vagal ridicat. Desigur, și masajul la nivelul gâtului și al tălpilor, presopunctura, plimbările lungi calmează nervul vag, dar și relațiile sociale pozitive, interacțiunile sociale pozitive, pentru că acestea influențează emoții pozitive și, evident, în final, îmbunătățesc tonusul vagal. Sunt și o serie de minerale, potasiu, un mineral calmant, magneziu, fosfor. Dar, în final, aș vrea să mă refer și la metoda de stimulare artificială a nervului vag, și anume sunt cercetări recente care vorbesc de rezultate foarte bune prin impulsuri electrice. Este o metodă non-invazivă, transcutanată, de stimulare a nervului vag, mai ales în procesul de îmbătrânire și de longevitate. De ce e important acest lucru? Pentru că pe măsură ce îmbătrânim, balanța dintre sistemul nervos simpatic și sistemul nervos parasimpatic înclină și se orientează către sistemul nervos simpatic, adică acel sistem când se instalează complicații ale bolilor cronice, se instalează tulburări adunate după zeci de ani de anumite boli și care, înclinând balanța către sistemul nervos simpatic, atunci vor aduce un tonus vagal scăzut, pentru că avem un răspuns la stres, la luptă și fugi. În final, reținem că nervul vag mediază conexiunea dintre primul creier și cel de-al doilea creier. Și privind la aceste metode naturale, involuntare, mare parte din ele de stimulare a nervului vag, observăm că nu ar trebui să ne fie prea greu să stimulăm acest nerv vag, să creștem tonusul vagal și să ne concentrăm mai mult pe parasimpatic, încât să menținem un nerv vag cât mai puțin vag. Mulțumesc, la revedere!